ziua! Am venit ieri la Piața Artizante și de data asta să te cunoaștem pe tine și Miss Grill. Da, Miss Grill este brandul nostru la care lucrăm de deja 4 ani de zile și care miroase incredibil, trebuie să recunoaștem. Vă mulțumim tare mult! Ce faceți voi aici? Noi aici facem burgeri. Așa. Niște burgeri deosebiți, cu o carne deosebită. Avem produsul nostru, lucrăm de la zero, pui porc vită, pe care le gătim lent într-o afumătoare ceramică pe cărbune. Cum adică de la zero? Adică mă refer de la crud. Luăm produsul de la crud și îl trecem prin mai multe procese. Înțeles. Întâi este condimentat, stă la fezandat, după care folosim aparat sous vide, gătim controlat, la temperatură controlată, pentru a păstra fregezimea, gustul, textura, după care intrăm cu produsul în afumătoare. Avem o afumătoare ceramică pe cărbune, de foarte bună calitate, este un primoceramic, un produs din Statele Unite, la care noi reușim să aducem acel gust autentic din Texas. Oh, Texas exact. La artizante? Exact, Texas la artizante. Iar cu această cărniță noi avem o gamă întreagă de burgeri. Burgerii cu care noi ne-am lansat inițial în 2019 cu o rulotă. Noi am început cu un food truck. Da, știu, da. Eu știam rulota și tocmai de asta când am auzit Miss Grill la artizante, zic, hopa, s-au exact. Așezat exact. Și au găsit. Asta e cuvântul. Ne-am așezat. Și cum v-ați așezat aici? Printr-o... Unde v-ați așezat aici? Eu sunt păuleșteancă. Și te-ai întors? Eu am văzut locația asta, adică am trecut pe lângă locația asta zi de zi, ani de zile. Eu am rugat Universul să facă ceva aici, pentru că e păcat pentru comunitatea din Păulești, un loc de genul, dar nu am știut efectiv cum. Am spus așa, ceva să fie și cu, și cu, și cu. Și Severin se pare că a venit și când am avut prima discuție și mi-a spus planul, este efectiv. Efectiv este ce visam să se întâmple, aproape de casă. Până acum, pe unde ați fost cu rulota? Cu rulota, cam în toată țara. Am umblat ceva. În 2019, știți, încă eram, a început pandemia, în 2020, în ianuarie pandemia. Noi am lansat rulota, dar am avut un blocaj, pentru că toate evenimentele au dispărut în acea perioadă. Și am stat cu rulota în Ploiești. Am făcut livrări. Și totuși am reușit să creștem o comunitate. Comunitatea din Ploiești ne-a iubit, i-a plăcut și produsul. Și vă știm toți. Exact, produsul. Anul trecut și acum 2 ani când am început să plecăm la evenimente, primeam foarte des telefoane. Ce faceți? Unde sunteți? Unde vă mai găsim cu rulota? Și 2 ani de zile, practic, clienții noștri ne-au găsit doar la evenimente. Oricum, tot ce a fost pe Ploiești și au existat evenimente în Prahova, nu prea le-am ratat. Tocmai pentru că știam că sunt oameni care ne așteaptă. Iar acum a dat Dumnezeu să se întâmple și locația fixă, să avem și noi căsuța noastră, pentru că și din punct de vedere business consider că nu aș mai fi putut să evoluez cum îmi doresc dacă nu aș fi avut și această locație fixă în care oamenii pot veni oricând să ne găsească și să ne testeze produsele. Și de acum încolo rulota a strasă pe dreapta. Rulota este trasă pe dreapta momentan. Nu, rulota nu va sta. Rulota va călători în continuare. Și va duce, pentru că la fel oamenii mă așteaptă. Avem clienți Botoșani, Constanța, Râmnicu Vâlcea, care încă îmi scriu. Când am lansat aici și am deschis, am fost felicitată de foarte multă lume și de-aia mi-am dat seama că rulota n-are cum să stea. Rulota trebuie în continuare să plece. Cum ți-a venit ideea asta? Deci ai zis că ai început în 2019. Ideea a fost o chestie de mai lungă durată. Eu am fost pasionată de bucătărie de mică. Mi-a plăcut bucătăria, mi-a plăcut mâncarea bună în principiu. Nu neapărat că mi-a plăcut mie să stau în bucătărie să gătesc, dar mi-a plăcut întotdeauna mâncarea bună. Am și lucrat în diverse locuri înainte.
totul, tot ce am făcut până într-un punct m-a ajutat să construiesc această idee cu cuptorul despre care vă spuneam. La fel, am avut contact cu un an, doi înainte. L-am văzut ce poate să facă. Atunci mi-a venit și ideea de produs, după care, efectiv, cam același produs l-am testat la street food, la evenimente de street food. Am văzut grătarul, am văzut ce poate să facă. Unde l-ai văzut? Am lucrat într-un shop care era distribuitor național de astfel de aparate. Ideea care este, acolo am descoperit că fumurelul, ce făceam noi grătărelul la noi, este atât. Există o industrie întreagă legată de barbecue și de arta de a face barbecue. Știi că sunt foarte puțini care cunosc chestia asta. Da, de-aia mi s-a părut wow, de-aia mi s-a părut produs și echipamentul și modul de a-l pregăti și gustul, pentru că este altceva și dacă nu-l tratezi așa cum trebuie, nu ai cum să ajungi la acel gust. Plus că am testat produsul în street food. Deci am văzut că se poate. Pentru că e greu să faci acest produs într-un loc restrâns. V-am spus, are mai multe procedee, adică ai nevoie de un restaurant. Noi am reușit. Mult rearanjat să facem și să reușim efectiv să facem și volume. Pentru că am participat la evenimente mari, unde reușeam să vindem poate 1000 de burgeri pe zi. Exact. Da. Deci cifrele sunt wow, pentru dacă stai să te gândești, ok, de unde e fără de la o rulotă, practic. Da. Cum să faci 1000 de burgeri pe zi? Da, așa am zis și eu, e imposibil, dar am învățat cum să fac. Am învățat și am reușit să fac. Și acum ai ajuns în Păulești, la Artizante, unde ți-ai stabilit casa. Da. Și să bucură pe păuleștenii și ploieștenii că sunt aproape. Exact, să recunoaștem. Clienții noștri vechi, clienții din Ploiești ne vizitează săptămânal, iar Păuleștiul îi mulțumim că ne ajută să... Ce spun oamenii? Ce spun oamenii de burgerii voștri? Oamenii revin. Adică feedback-ul este extraordinar, că de aceea încă dăm înainte, de aceea am mare încredere că lucrurile se vor așeza foarte frumos pentru noi la un moment dat, tocmai datorită feedback-ului. Avem grupuri, de exemplu, aseară am avut un grup, tot parteneri de-i noștri aici, au venit și după ce au servit toți, trei dintre ei au venit să mai ia, că mai vreau, deși nu mai pot, mai vreau unul. După care au venit, dar aș vrea și pentru soțul acasă, aș vrea și pentru... Asta te face să crezi că e bine ceea ce faci. Asta e garanția calității. Faptul că noi reușim să avem un produs autentic, gustul de la noi, nu îl vei găsi și în altă burgerie sau în alt restaurant de profil. Eu nu mă consider un fast food. Mi-aș dori să mă consider un pic mai mult decât atât. Cum să fii fast food atâta timp cât tu gătești slow? Exact. Hai să zicem că este un slow fast food. Este un gourmet food, mai repede, deoarece noi v-am povestit despre carne, după care au venit legumele. La fel, legumele le procurăm de aici din piață, pentru că avem în sfârșit o sursă adevărată de legume gustoase. Sosurile, majoritatea ni le facem noi. Facem dulceață de ardei iute, facem sos barbecue, sos cheddar, avem sosul nostru Miss Grill, care este compus din... La fel, mai multe ingrediente, majoritatea le facem noi. Chiflele, sunt chifle de brutărie. Lucrez cu aceeași brutărie de deja 2 ani de zile. Îmi livrează, la 2 zile, îmi livrează chifle proaspete. Deci, carnea, la fel, vine necongelată. Adică sunt niște lucruri la care noi am văzut că atenția la detalii. Exact. Doar așa poți aduce un produs la anumite standarde. La un anumit standard, exact. Și doar așa clienții revin de fiecare dată. Eu astăzi cred că omul este foarte atent pe ceea ce dă bani. Da, trebuie să fie, mai ales în ziua de astăzi. Asta. În ziua de astăzi omul este foarte atent pe ce dă bani și din câte văd eu și mă bucură acest lucru. Oamenii nu mai vor lucruri de duzină.
există atâtea locuri de unde îți poți lua. Da, în același timp, când văd altceva, oamenii apreciază și de cele mai multe ori revin. Am început și noi să ne cultivăm gusturile. Da, da. Și în materie de burger, la Piața Artizan, te sigur avem surprize plăcute. Cu siguranță. Pe lângă gama aceasta de burger, burger cu fâșii, despre care v-am povestit, carnea aceasta gătită lent, pui, porc, vită, aici de când am deschis, pentru că avem mai mult spațiu și ne putem desfășura, avem și o gamă nouă de burger clasici, carne de vită Black Angus. Avem 7 variante, una mai... 7? Da, una mai nebunatică decât cealaltă. Ca și denumire avem Big Temptation, este un burger de jumătate de kilogram. Are atât fâșii, cât și panina de vită, are ardei copt marinat, făcut de noi, are ananas flambat, dulceață de ardei iute, sos barbecue. Deci voi reinventați burgerul, practic, pur la Mistril. Pur și simplu, le-am făcut, deși prima gamă, cât și acum cea de-a doua gamă, este făcută cumva după gustul nostru, dar în același timp mi-am dorit ca fiecare preparat să aibă personalitate. Fiecare să fie autentic în felul lui, cu ingredientele lui. Ce frumos, ce frumos. Încă o surpriză, care abia aștept să vă și să le și vedeți, pentru că sunt acum în grătar. Facem costițe de porc, gătite tot așa lent, sous vide, după care afumate în afumătoare, pică osul, se topesc în gură. Iar costițele de vită le-am înlocuit în ultima perioadă cu brisket. La fel, am vrut să merg mai sus, să aduc o carne mai bună. Și este, mi se pare, și o variantă mai puțin calorică, să spunem. Așa este. Așa este. Costițele de vită erau cam grase. Dar brisketul, în schimb, este minunat, este pe gustul clienților. Sunt foarte încântată pentru că nici măcar nu am apucat să-l pun în meniu și în fiecare weekend când îl facem, nu rezistă până la ora 4. Sunteți plin de surprize. Încercăm, ne dăm toată silința să facem ceva autentic, să facem altceva, să ne diferențiem și să arătăm că se poate. Se poate și să oferi produse de calitate, să le menții, deși este foarte greu. Noi aici este clar, nu avem volume foarte mari. În același timp, fiecare persoană care vine la noi și servește la noi are o experiență completă. Noi am venit cu vibe-ul de tracări și de evenimente, de festivaluri. Noi am venit cu tot vibe-ul acesta aici. La fel și colegii de la Ierusalem, la fel sunt. Suntem pe vibe, suntem pe happy, happy, joy, joy. Iar oamenii când vin aici, noi asta vrem să plece atât cu burta plină și fericită, dar și încântați de ambient, de cum sunt tratați. Și energia contează foarte exact, mult. Exact, exact. Nu ne este frică să întrebăm fiecare client după ce servește cum i s-a părut, cum i-a plăcut. Data viitoare, inclusiv avem clienți care doresc mai așa, mai așa, noi încercăm să-i ținem minte. Chiar eu fiecare comandă cer numele persoanei, pentru că vreau să fie totul altfel decât este în masă. Ce să zic? Felicitări! Deci felicitări! Ne bucurăm din suflet că avem atât de aproape un burger deosebit la Miss Grill și sper să și ne vedem și că asta nu va mai dispărea, nu va mai... A, gata, nu suntem mai doar pleacă, la evenimente! Nu mai acum ne găsiți aici și vă așteptăm cu drag să ne fiți aproape, pentru că este doar începutul. Vine vara, o să facem terasă, s-ar putea să mai ieșim cu un fumurel și afară, să mai facem o gamă de produse, deci... Da, da, carnea va fi fără pereche. Fără pereche. Mulțumim mult de tot, Irina, și din vă mulțumesc. Și ne vedem și la vară, să mare fumăm drag fumurelul. Exact, exact, și terasa. Abia vă așteptăm.